Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de San Andreas Multiplayer. Da, fraților, deci astăzi o să jucăm pe serverul Bugged, ca de obicei, Blue Bugged. Da, fraților, deci a venit un abonat și ne-a dat 10 caca, adică bine, aveam 5 caca, ne-a mai dat el încă 5 caca. Foarte frumos din partea lui, apreciez. Mai avem 162 de mii, de fapt, în mână și astăzi o să mergem la jobul nostru, favorit de farmer. Da. Haideți să vedem. Da, deci sper să vă placă seria aceasta minunată de San Andreas. Mi-am luat un nou rent, adică nu mai stau la vechea noastră casă. Mi-am luat un nou rent chiar aici, în lăsă. Da, deci sper să placă noua noastră casă. Bine, nu că ar avea vreo legătură, pentru că na. Dar da, hai să vedem când se bagă gift. De ce toată lumea întreabă când se bagă gift? Nu știu. Oh my god, ce e aici? Clădiri mari. Clădiri mari sau nu știu, poți căuta pe toate clădirile. Ce vrei? Mai și calcă idiotul. Bă, da, prostii. Da, deci, fraților, haideți să mergem să muncim ca tractoriști. Da, deci, sper să vă placă seria de Sam. Bine, am început deja, avem șasele sau șaptele episod, habar nu am. Din noua serie, că pe seria veche mai aveam încă vreo șase sau șapte episoade, ceva de genul aveam, sau cinci, nu mai știu cât aveam. Oricum, știu că vă place să jucăm Sam, pentru că e un joc foarte șmecher. Așa că da, haideți să muncim aici, pentru că nu discutăm acum despre joc, discutăm despre muncă. Pentru că asta trebuie să discutăm, nu? Și am hotărât ca episoadele să aibă undeva pe la 20 de minute fiecare și un episod pe zi, pentru că n-am cum mai multe episoade pe zi, pentru că începe și școala și, na, pana mea, v-ați prins voi, începe școala și în timpul școlii n-am cum să postez mai mult de un episod pe zi. Da. Cred că deja mi-a furat cineva mașina, să mă uit. Da, cred că mi-a furat-o. Da. Eram sigur. Nu, te răsturna. Ce? Te răstori. Așa. Mi-au furat-o deja. Era clar, adică puteam să jur că o să vină un prost care să-mi fure mașina. Așa că da, eu încă n-am, am level de fapt să-mi cumpăr mașină, dar ia stai, am 10 puncte, a, nu, am 9 din 11 puncte. Perfect. Nu. Băi! Stai, puii mei, că mă duc și zic că-i fac post în puii mei, că n-are voie să vină să se bage în mine la job. Ia stai să-i și zic. Ai post, prietene. Ai, salut, du-te dracu. Stai să și întreb, nu? Dacă vine cineva și se bagă în mine și dau fail la job, pot să îi fac post? Chiar sunt curios de chestia asta. Chiar foarte curios. Alții un an au făcut, iar a făcut un inovator în com. Probabil a jucat foarte mult. De ce ar fi probabilă chestia asta, nu? Da, vreau chiar sunt foarte curios dacă mă să-mi răspundă cineva. Da, poți face asta. Asta o să și fac. Asta o să și fac. Sincer. Plătești
prietenul tău Mihai Florin s-a logat pe server. Slash friends. Ok. SNS 56512. Da, ăsta e un bun prieten care mi-a promovat și mie NRG-ul. Deci da, trebuie să-mi dea. Hai, sunt acasă, vino. Us la job. Mai am 50 secunde. Așteaptă, please. Cumpăr limuzina, nu știu ce, ăștia vor mulți, mă, limuzina și de alea, mă. Ne mâncați. Un obiect din eveniment a fost găsit de Crocscrot, acesta a câștigat un premiu de 500 de mii, ce puțin. Glumeam ce aveți, dar nu e chiar așa de mult să zicem că, uaaa, cât de mult știți. Taxi driver, așa, is now on duty, slash service taxi, o să dau slash service taxi. Când o să mă duc acasă. Că oricum, na. E în dreptul căsuței noastre, burgerul, deci, da. O să-mi dea și mie NRG-ul tipul ăla. Gata. Oh, 98 de cap. Bine, mă, slash service taxi. Taxi. You have called for a taxi, please wait here. A peste mine, idiotule. Hai, îmi dă careva. Tai, slash. Cancel taxi. Service taxi. Hai, mă. Să vină vreun taximetrist după mine. Gata, uite, mi-a... S-a acceptat apelul. Trebuie doar să aștept. Să... Acum mă vin. 2 minute. Până la burger să duc făină. Am zis la Caterin că să duc făina pentru că n-a. Hai să vedem. Vai ce proști. Extaz ăla e un prost că face numai troll-uri de genul. Mersi. Salut! Hai să-mi dea cheile. Mersi. Așa, haideți să mergem. Mai are 21 fel, dar nu-i bai. O să-l alimentăm dacă este nevoie. Mare, mare, dar nu cred că o să fie nevoie acum, noi mergem înapoi la jobul nostru favorit pentru că ne-a dat 100k sau mai mult. Hai, polițist, mă găsesc, bine, și mori de poliție, trage imediat pe dreapta. Ah.
E urmărit el, nu eu. E bun, e bun, e bun, e bun. Sper să nu-i mai bag motorul la Madalina, la sau cum îl cheamă, în apă, pentru că n-are asigurare, adică n-a plătit-o. Pentru că știu că l-a mai futut odată și a zis că n-a plătit-o. Da. Hai să vedem. Bam. Nu te băga în mine. Ăsta e lupt, așa că o să stăm liniștiți că nu ni-l fură nimeni. Și intrăm în tractorușul nostru. Avem 258k în mână și 10 milioane în bancă, 10.286.917.000 în bancă. Asta e foarte bine. Eu acum aș vrea să și muncesc pentru level, pentru să-mi fac gen următorul nivel. Că na, pana mea. da. Când se va deschide G-Box-ul, nu știu ce. Bă, dar mulți vor G-Box. Adică cam toate, na. Stai așa. Dacă joc un player, deci când și câștig și nu dă premiu, să îl sancționeze cu ceva. Nu deoarece astfel de afaceri se fac pe propria răspundere. Pun cu banii în depozitul casei, nu, nu pot să fac acest lucru. Nu s-a fost și oameni vie, dar când te afli în pe caos. No. Cum cumpăr un gel? Ba, așa și trebuiază food upgrade. Oh, nice. Bă, mi-mi place tot timpul să citesc chat-ul când muncesc, așa că nu vă supărați și voi în comentarii dacă vă supără chestia asta. Da, pentru că na, tot timpul îmi place să citesc comentariile. Nu comentariile, pardon, la ce scrie în chat, stai. Evenimentul continuă, mai sunt un obiect de găsit. Stai, cum pot să văd câți bani am în casă? Nu, să nu poți cineva să dea aici ai level 9. Ok. Cum se activează G-Bot-ul? G-Box-ul se va anunța. Ok. Hai că mai puțin și terminăm și noi jobulețul nostru, cel de toate zilele. Gata. Fast food-urile din Gigel Fermiero. Sațurile din zonă sunt căutare de făină de calitate. Hai să mergem să ducem făina de calitate. Frână, 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 că mă duc pe arătură. Da. Deci, mai este o singură... Stai, câte steluțe mai sunt? Mai este o singură stea de găsit. Ok. Oh my god. Cum erau tipii aia acolo. Uitați-mă un biet semafor fără mamă să-și cumpere și loc pentru că suntem mai mulți frați acasă. Nu sunt biet semafor fără mamă. Mă duci la pizza, please. Ok. Hai să vedem. 34k. Frumos, frumos. N-am ce să zic, frumos. Stai să dăm și noi un slash eat ca să mâncăm și noi ceva, băgăm ceva în gurița noastră, cea de toate zilele și asta a fost, fraților. Este voie cu bugul la NLG servici pe o roată să iei 200 plus km la oră, dar este legal. Ce, e vreun bug? Ia stați. A, da mă, chiar e bugul ăla, ia stați. Opa. E un bug, da. Ia uitați, ca să vedeți. Și acum. Oh, fuck. Mare fail ce am dat. Ok. Fraților, cum nu avem treaba aici, hai să mergem înapoi. Apoi. Opa, de ce derapez așa aici?
Mergem înapoi la jobul nostru. Merg pe contrasens, așa că sper să nu mă bușez. Mă închid un apel. Da. Bă, sincer, ar vrea să-mi bag niște benzină în acest motor. Așa că aș găsi o dacă aș găsi o benzinărie, ar fi foarte frumos. A, uite acolo o benzinărie. Cred că aia e benzinărie. Ce arată acolo, nu? A, cred că aia e benzinărie, zic eu. /Friends. De fapt, o am aici. Dacă vrei, îți pot face când la merge. Așa. Ia să vedem aici undeva. Nu aici? Păi unde e benzinărie? Stați așa că sunt confuz, nu știu unde e benzinărie. Dacă am skin, fă ce vrei tu, XD. Ah, de fapt e două puncte. Ah, ia stați așa. Cred că știu unde ar putea fi o benzinărie, dar nu știu dacă mă duce. Cred că e în LV. În LV, adică aici. Pe aici undeva. Deci drum bun, băieți, haideți să mergem acolo. Că acolo s-ar putea să fie cel mai probabil. O să facem ceva kilometri la tipul ăsta. Așa că da. Let's go. Uite și aici e benzinărie. Atunci putem să scoatem ala. /Fill. Ce bă? Fill. Refueling vehicle, please, please wait. Ma, friend, trebuie să așteptăm. Ai plătit pentru a face plinul la mașină. Asta nu e mașină, în primul rând, dar totul e bine, ok? Se mai fac și greșeli. Da, avem un NRG plin de armonie și benzină. Ok. Deci, hai să vedem acum, mergem înapoi la jobul nostru bine plătit, care este pe undeva pe aici. Pe undeva mai încolo, de fapt, dar n-am dat așa un pic. Dacă fac așa, oare mai bine? Hai că aici vreau să luăm pe aici. Nu, no, mai bine așa. Mai departe, mai departe. Da. Uiii! Stați așa. Că noi plătim destul de mult ca să băgăm, să dăm, cum ar veni, să băgăm benzină. Așa că va trebui să muncim. Dar oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Stamp. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal și ne vedem data viitoare. Bye, bye!